Trecem la un alt copil care la fel a avut o dorință foarte mare. E vorba de Tibi, un copil de 10 ani diagnosticat cu tumoare cerebrală, care era, dorința lui asta era să-l cunoască pe Smiley, așa că Smiley a apărut ca printr-o magie în viața lui și asta s-a întâmplat cu ajutorul fundației Make-A-Wish. Iar misiunea fundației este să îndeplinească dorințele copiilor care sunt diagnosticați cu afecțiuni medicale grave pentru a le aduce bucurie, speranță și putere. Tibi chiar le-a trimis o scrisoare în care le-a spus că întâlnirea cu Smiley e cel mai mare vis. Cât de impresionat a fost momentul întâlnirii dintre băiețel și idolul său, vreau să vedeți chiar acum. Din 2014, de la 8 ani, Tibi stă numai prin spitale. A fost un copil activ și vesel, dar după ce a fost diagnosticat cu tumoare cerebrală, a fost nevoit să renunțe încet încet la școală, la joaca în fața casei, la multe bucurii. Încearcă și acum să aibă parte de lucruri care îl fac fericit. Învață pentru școală de acasă, dar se internează din ce în ce mai des. Mama lui, Roxana Niță, încearcă însă să fie puternică și în stare să facă orice ca să-și salveze copilul. Și viața ei s-a schimbat radical. Când am descoperit efectiv boala, i-a fost rău, nu a mâncat și a vomitat în continuu și am ajuns cu el la Grigore Alexandrescu cu gândul că are o indigeste sau o enterocolită ceva. Nu era indigeste, nu era enterocolită și atunci s-a solicitat să facem un computer tomograf. Atunci cu cei de la spital de la Grigore Alexandrescu s-au dat seama că este ceva mai grav și au solicitat smurdul și a fost adus la Bagdazar Arsenie. Iar acolo am intrat de urgență la computer tomograf și atunci s-a descoperit că avea o tumoare cerebrală de 5,4 cm. Ne-am operat prima oară la Bagdazar Arsenie pentru că era de urgență. Oricum mi s-a spus că intram cu șanse aproape nule în operație, era posibil oricând să cedeze pe masa de operație. Mama e și acum marcată de momentul în care a aflat de ce suferă puiul ei. Șocul cel mai mare a venit când a aflat că Tibi trebuie operat pentru a doua oară. Până la 8 ani, Tibi a fost un copil sănătos și nu a avut nicio problemă. Am descoperit că de fapt tumoarea rămasă este mult mai mare și că orice am face la momentul ăla nu are niciun efect și că va trebui să fie operat din nou. Data de 21 mai, tot în 2014, a intrat în operație, o operație care a durat 14 ore și a fost extirpată aproape toată tumoarea. De ce trebuie să facă toate lucrurile? Față de mine, nu. Se ferește, probabil că am văzut că am suferit foarte mult. De când este bolnav și se ferește să-mi spună. Tot universul familiei s-a schimbat după ce Tibi a fost diagnosticat cu tumoare cerebrală. Situația a devenit și mai critică după ședințele de chimioterapie. Tibi și mama lui ajunseseră să stea mai mult prin spitale decât acasă. Mama a fost nevoită să renunțe la slujbă ca să aibă grijă de el. Tatăl a încercat să-și găsească mai multe locuri de muncă, dar pentru că lucrează în construcții, îi este greu să se angajeze iarna. Iar surorile mai mari s-au chinuit și ele să fie cât pot alături de părinți. După a 7-a ședință de chimioterapie, starea lui de sănătate nu a mai fost chiar stabilă și a trebuit să ne internăm pentru 2 luni și jumătate la Grigore Alexandrescu. El ce știe? El cum primește toate aceste tratamente? Le primește ca orice copil, destul de bine la momentul ăsta, s-a obișnuit cu faptul că trebuie să mergem mereu la spital, că trebuie să facem analize, că trebuie să facem tratament. Nu-i place, este logic, s-a săturat de atâtea injecții și atâtea analize, dar încercăm să explicăm așa cât poate el să înțeleagă că trebuie să facem aceste lucruri pentru a fi bine și pentru a trăi. În urma tratamentului făcut în vara anului 2014 pentru ridicarea analizelor, având sistemul imunitar foarte slăbit, i-a fost afectat genunchiul stâng. Și am stat cu el o perioadă în gips, nu a mai putut să meargă. Ca să îl ajute pe Tibi, familia a făcut tot posibilul să obțină fonduri și au mers cu băiețelul și în Turcia. Totul depinde de cum o să reacționeze el în urma chimioterapiei. Mi s-a părut că este prea mic ca să... Ce pot să-i spun unui copil de 10 ani? Că este posibil să nu mai trăiască, nu pot să-i spun așa. S-a maturizat și mai are momente când
nu prea poți să intri în voie și cade într-o melancolie așa și... Dar de obicei încercăm să facem să fie cât mai vesel. Deși nu mai poate să meargă la școală, Tibi nu a fost uitat de colegi. Prietenii lui îl vizitează acasă și Robert, cel mai bun prieten al lui, vine să îl vadă cât se poate de des. Nu poate să stea efectiv 4 ore la școală pentru că nici nu ne-a recomandat nici psihologul, nici neurologul să nu facă un efort foarte intens pentru... învățare și așa, pentru că îl obosește foarte tare. Se trimit teste prin colegi, le lucrăm și în funcție de cum le lucrăm le trimitem înapoi la școală. Lecțiile le facem întotdeauna amândoi și zic că ne descurcăm destul de bine. Sunt mereu lângă el și încerc să vorbesc cu el și să-l ajut cu orice pot și o vorbă bună, îmbrățișare. În ciuda tuturor eforturilor, în ultima perioadă, starea lui Tibi s-a agravat foarte mult. Părinții își pun speranța în tratamentul de la Viena, dar pentru asta au nevoie să strângă 300.000 de euro. Am găsit la KH Kinder Clinic de la Viena. Se fac niște tratamente speciale pentru tumorile cerebrale și cu rezultate extraordinare până în momentul ăsta. Și ne dorim din suflet să reușim să plecăm și noi cu Tiberiu să facem această chimioterapie. Este de durată, într-adevăr, este un tratament care durează 2 ani. Este singurul loc în care mai avem o speranță. Familia lui Tibi trăiește în condiții din ce în ce mai grele. Veniturile, oricum foarte mici, se duc doar pe tratamentele copilului și în aceste condiții casa aproape că stă să cadă pe ei. Se înghesuie în două camere de 27 de metri pătrați, unde lucrurile sunt depozitate de avalma din lipsă de spațiu. Eu am o indemnizație de însoțitor al lui Tiberiu de 700 și vreo 70 de lei. Și ce mai vine salariul fetei de 11 milioane și soțul momentan nu lucrează, acum va trebui să înceapă și el în construcție, a fost perioada cu frigul și știți că în construcție iarna când e frig și așa nu se poate lucra, noi aici stăm cu chirie, trebuie să plătim chirie, lumină, gaze, apă. Cât plătiți chirie? Chiria nu este foarte mare, doar 300 de lei, dar... Locul este mic. Locul este mic, sunt două camere și noi suntem 5 persoane, iar situația lui Tiberiu pentru el este destul de incomod. Tiberiu doarme aici în fotoliu, singur, din cauza piciorului, ca să nu-l deranjăm. Fetele dorm aici în cameră și noi în camera cealaltă. Baia aflată afară e aproape distrusă și ar necesita reparații majore, dar nu există posibilități pentru asta. Bucătăria e foarte mică, dar familia lui Tibi se chinuie să se descurce în aceste condiții. Este bucătăria. Aici gătim și aici luăm o masă. Și Tibi cum se descurcă aici? Trebuie să stea tot timpul? Tiberiu, în general, îl pun să mănânce în casă. Este foarte incomod pentru el, mai ales de când este cu piciorul imobilizat în orteză, să vină să stea la masă, că nu poate să stea cu piciorul cum trebuie. Aici ne facem duș și este... propriu-zis, baie. Cum ați reușit să improvizați? Da, a fost singurul loc. Aici era, a fost de la bun început vasul de WC-ul și a trebuit să cumpărăm noi boiler și să punem instalație ca să avem cum să ne facem baie. Până am reușit să ne descurcăm să facem tot, ne-am spălat la albie. Dar nu este complicat pentru Tibi să-l aduceți aici să facă baie și după aia să-l scoateți în frig? Pentru că trebuie adus în brațe, îl aducem cu orteza până aici la baie, îl punem pe capacul de la vasul de WC-ul, îi dăm orteza jos, îi facem baie și pe urmă cu halatul și cu prosopul, luăm iar în brațe și îl ducem în casă. Tibi a trecut prin multe, dar chiar și așa încearcă pe cât posibil să se bucure de copilărie. Știe că are probleme de sănătate, dar ca un om mare se străduiește să le înfrunte și nu vrea sub niciun chip să-și necăjească părinții. Cel mai mult îmi place să mă joc cu prietenii. Care sunt prietenii tăi? Ai un prieten cel mai bun? Da, Robert. Un prieten de-al meu de la școală. Da? Și vine la tine și vă jucați? Da. Și ce vă jucați? Ne mai jucăm uneori cu jucăriile, uneori la calculator. Înțeles că îți plac animalele. Da, îmi plac. Îmi plac șerpii. Aoleu, șerpii? Da. Păi cum așa? Eu mă așteptam să spui că îți plac câinii, pisicile. Păi îmi plac
placă și câinii și pisicile. Da? Da. Într-un fel îmi place tot ce e pufos și adorabil. Oh. Și ai o pisică? Da. Și cum o cheamă? E băiat și îl cheamă Aki. Da? Și da. Te joci cu el? Mama joc când apuc, că el cam fuge de mine mereu. Tibi și-ar dori să se întoarcă la școală cât mai curând. Îi e dor de colegi, de orele de curs, de o viață normală pentru vârsta lui. Te dor de școală? Da. Ce-ți dorești tu cel mai mult să faci? Cel mai mult îmi doresc să stau cu prietenii. Și la școală vrei să te întorci? Da. Ce materie îți place ție cel mai mult? Știința animalelor. Totul se învârte în jurul animalelor. Da. Și atunci când o să te mai doară piciorul, ce vrei să faci? Vreau să mă joc iar cu prietenii la școală. Tibi a scris singur o scrisoare la fundația Make-A-Wish și a mărturisit că visul lui e să îl întâlnească pe Smiley. Îl admiră pe artist de ani de zile. Are un tricou cu autograful lui pe care îl ține ca pe cel mai drag lucru în vitrina din camera lui și nimeni nu are voie să pună mâna pe el. Ești emoționat? Uh-huh. Am văzut că ai o pălărie ca lui Smiley. Da. Care este melodia ta preferată de la Smiley? Asta. Știi toate versurile? Uh-huh. Și ai emoții acum că o să-l întâlnești pe Smiley? Da. Haide să mergem atunci. El îl iubește foarte mult pe Smiley, este fanul lui declarat de când era mic. Și mai ales de când s-a îmbolnăvit, ascultă și mai mult decât asculta înainte. Și mai ales una dintre melodiile lui acasă este melodia lui preferată. A și cântat la un moment dat și și-a făcut și el un mic clip. De când a început această dragoste pentru Smiley? Cred că de pe la vârsta de 5 ani. Nu știu exact să spun ce melodie a ascultat atunci, dar a întrebat cine cântă și am spus că Smiley și de atunci tot timpul era pe calculator, ne punea să-i scriem, să asculte și el melodiile lui Smiley. După ce băiețelul a scris către Make-A-Wish, Smiley a apărut în viața lui Tibi ca o magie și cu tot cu magician. Ia uite ce am pentru tine. Crezi în magie? Da. Crezi în magie? Da. Și poți să faci și tu magie? Da? Știi că aici ești pe un tărâm magic? Da? Și poți să faci chiar tu magie astăzi. Da. Vrei să mă ajuți? Da. Hai să vedem acum. Ia-ți bagheta pentru că vreau să faci o apariție. Cine să apară? Un prieten care vrei tu să-l vezi, nu? Smiley? Și da. Crezi tu că poți să faci magia asta da. Și Smiley să apară exact acum aici lângă noi? Da? Păi spune tare, abracadabra, Smiley să apară lângă noi. Abracadabra, Smiley să apară lângă noi. Hai să ne uităm în partea asta, stai să ne uităm. Oh. E pe aici? Ia. L-am văzut? Să trăiești. Ce faci? Bine. Ești bine? Da. Când n-am mai văzut noi? Ți-a crescut o pălărie în capul. A zis că e o pălărie ca ta, că a văzut la tine. Păi da. Ia zi-mă, Tibi, cum ai făcut să apar? Cu bagheta. Adică cum ai făcut? Sunt curios, că eu n-am văzut. Am spus cuvintele magice. Care sunt cuvintele magice? Abracadabra. Ce ai vrut să te vezi cu mine? Pentru că sunt fanul tău. Da? Uh-huh. Și ai vrut să te vezi cu mine? Da. De ce anume? Doar așa să mă vezi? Nu. Cum s-a pregătit pentru ziua aceasta? Păi de câteva zile ne notăm în carnețel ceea ce vrem să-l întrebăm pe Smiley, ce-l interesează, ce-i place, să mănânce, să, cum este atunci când melodiile lui sunt declarate hit, plus că ieri și astăzi până să venim aici am ascultat toată casa non-stop melodiile lui Smiley, pentru că a vrut să fie sigur că le știe și că nu se întâmplă nimic. Bucuros că își cunoaște idolul, Tibi a fost foarte încântat să și învețe să cânte la tobe alături de el și de toboșarul lui Smiley. Marcel! Aici? Marcel! Abracadabra! Astea sunt cuvintele mele magice. Marcel! Pa! Ce-a făcut? Ceau! Eu-s Marcel. Eu-s Tibi. Pare bine. Vrei să te învățăm să cânti un pic la tobe, să vezi cum e? Mm-hmm. Vrei să învățăm să batem un ritm? Mm-hmm. Ok, pune mâna. Dar trebuie să lași bagheta din mână. Uite, ia celelalte două baghete. Te dirigez eu cu bagheta. Da. Uite, acum
ca noi să facem ritmul, să facem frumos, trebuie să dai o dată în toba mare, cu pedala, în toba mare, cu piciorul. Cu piciorul? Stâng. Drept. Așa. Și să dai împreună cu mâna dreaptă în fusul ăsta. Deci în toba mare, cu mâna dreaptă. Dreapta. Cealaltă dreapta. Da. Primul exercițiu e să dai cu toba mare și cu fusul împreună. Cu mâna dreaptă. Ok? Lovește împreună. Exact. Să mă stai să înceapă mai întâi cu mâinile, mai întâi cu mâinile, după aia cu piciorul. Hai că prinde. E bun, e bun profesor, e bun profesor. Talentat și elevul. A fost bine? Da. Da? Ce-ți place cel mai mult când cânti la trupe? Să dai tare? Da. Îți place, nu? Hai, mergem pe canapea un pic? Da. Ești fericit, Tibi? Da, sunt fericit. Hai, Tibi, hai! Hai, că mai avem de făcut. Mai avem de făcut. Mergem spre canapea. Pentru 20 de minute, Smiley și Tibi au stat de vorbă ca băieții și și-au povestit o mulțime de lucruri. Băiețelul a fost foarte fericit să împărtășească despre dorințele și viața lui. A venit cu un carnet plin de întrebări pentru artist, iar Smiley a fost foarte emoționat. Crezi că numai Măruța are canapea? Am și eu canapea mea. Vreți să rămâneți doar voi doi? Vrei? Bine, hai că vă lăsăm la povești. Să fim noi doi așa ca băieții să stăm de vorbă. Nu? Da. Dar să rămânem noi ca să nu ne mai deranjeze lumea, nu? Gata. Hai, suspendați. Hai. Gata. Lăsați-ne să stăm liniștiți. Tipic, Smiley acum o să facă și el o magie, da? Din săculețul ăsta în care nu e absolut nimic, o să... Stai așa să mă căzesc. Bage mâna și o să scoată un cadou pentru tine. Ești pregătit? Da. Da? Da. Ia. Păi ia. Cuvintele magice. Nu, la mine, fața e magică, fața. Smiley. Ești gata? Rămâi așa? Nemișcat? Așa? Ia. Ești gata? Wow! Ce e ăla? Wow, ce tricou frumos! Recunoști personajul? Da. Să-l porți sănătos! Mulțumesc! Uite albumul acasă, să-l asculti sănătos. Să-ți dau un autograf ca să poți să porți tricoul ăla, să păstrezi autograful. Mamă, dar ce... Mamă! Deci ești plin. Ți-a povestit că îi plac dinozauri? Mi-a povestit, știu tot, dar nu vreau să vă spun. Am vorbit noi niște chestii. Nu vreau să divulg. Dar care e dinozaurul tău preferat? Dinozaurul meu preferat e spinosaurul. Spinosaurul? Cum arată? Un dinozaur cu botul și are o spină de asta pe spate. Dar în rest arată ca orice dinozaur, că nu-i vor. Ăsta e? Da. Bă, lasă-mă! Serios? Ăsta e? Și ăsta e al tău? De unde știi? De unde știi că e al tău? De unde știi? Nu știi, nu? E al tău. Și dacă se bate T-Rex-ul cu spinosaurul, cine câștigă? Sunt șanse egale. Sunt șanse egale? Deci știi tot. Da. Înainte să-i bulversezi toată lumea cu toate cadourile, am eu un cadou pentru tine. Pe care te rog eu să-l port. Este o amuletă a puterii. Să o ții la tine. Da. Și să fii puternic. Da. Și să nu uiți ce am vorbit. Da. Da? Da? Da. Îmi promiți? Da. Cu așa, nu? Ești gata? Pregătit? Ce-ai primit, Tibi? Ce-i acolo? Haide, surorile tale! Ia, bine, măi, Tibi. Te pup că trebuie să fug. Da? Adică versul face, te pup că trebuie să fug. Păi da?
Deci, mă anunț când vrei să ne mai vedem și ne vedem. Da? Pentru mine fiecare întâlnire cu, cu copiii este foarte interesantă. Pentru că mie îmi place să-i ascult și îmi place să aflu, să văd lumea prin ochii lor. Pentru că de cele mai multe ori nu arată așa cum e. Vreau să vă spun că discuția cu el a fost foarte interesantă și foarte emoționantă. Și sper ca lucrurile pe care le-am discutat cu el să rămână între noi și, și să facă ce am spus eu să facă. I-ai dat vreun sfat? Da. S-a dat și el ție? Nu mi-a dat un sfat, dar am înțeles niște lucruri din ceea ce am vorbit cu el. O brățară de la Tibi pe care a făcut-o el împreună cu sora lui și îi mulțumesc foarte mult. Și ce să zic, îi urez multă sănătate și mă rog pentru el să se facă bine. A fost frumos. Cel mai mult îmi place că m-a ajutat să învăț puțin să cânt la tobe, prietenul lui. L-a rugat să mă ajute și pe mine. Mai mult îmi place la Smiley cât de sincer și drăguție. Am văzut că i-ai dat un cadou lui Smiley. O brățară, la fel ca a mea. Ai făcut două, una pentru tine, una pentru el? Da. Ca să o poarte tot timpul și să-și amintească de tine? Da. E bine să le arătăm copiilor că visele pot deveni realitate. Ești fericit acum? Da. Ți s-a împlinit un vis? Da. Mulțumim mult, Smiley! Și mulțumim mult fundației Make a Wish că fac lucruri frumoase și îndeplinesc vise. Alături de mine se află doamna Roxana Niță, mama lui Tibi, băiețelul de 10 ani pe care l-ați văzut mai devreme. Bună seara! Bună seara! Este înfiorătoare povestea, pentru că până la 8 ani copilul dumneavoastră era un copil perfect sănătos. Exact, nu a avut niciun fel de boală. Dar ce deci nu a fost nici măcar răcit mai puternic ca să ia antibiotic sau ceva. Și medicii ce v-au spus? De ce? Nu au spus nimic. Nu se știe din ce cauză a apărut această tumoare pentru unghiul cerebral. Adică până la 8 ani era un copil normal. Spuneați că nu răcea. Nu, s-a jucat, a mers la școală, alerga, mergea în parc, mergea cu rolele, ca orice copil normal. Cum ați descoperit această boală? Pur și simplu am avut perioadă de vreo 2 luni înainte de a descoperi efectiv când vărsa, când mânca. Și atunci când am ajuns cu el la spital, efectiv nu a mâncat și a vărsat într-una. Și ne-am dus cu el la Grigore Alexandrescu, crezând că are o indigestie, că a făcut o enterocolită. Și, de fapt, cauzele erau din cauza tumorii. Era o tumoare foarte mare pentru vârsta lui. Știu că astăzi ați fost la medic. Știu că astăzi ați fost la tomograf. Deci ieri am făcut RMN-ul și astăzi am primit răspunsul. Iar răspunsul? Din păcate, răspunsul nu este... Trebuie, au recidivat și tumora pe trunchiul cerebral, plus că mai are mici reminiscențe de 1 mm, 2 mm și încă 2 tumori de 1 cm în ventriculii laterali. Iar ca Tibi să poată fi salvat, trebuie să meargă în Viena, să fie da, internat. Nu mi s-a mai dat nicio șansă nicăieri, decât peste tot ni s-a spus că să facem doar un tratament paliativ, în care să încercăm să avanseze tumoarea cât mai greu și să așteptăm sfârșitul, cum se spune. Singura lui șansă la viață este un tratament care se face la Viena, la KH Kinderklinik din Viena. Atât. Atât. Dar care e foarte costisitor. Enorm de costisitor. Costurile tratamentului sunt mari. Da, costă 300.000 de euro pentru că tratamentul se întinde pe o perioadă de 2 ani. Și plus că în această perioadă de 2 ani, din câte ni s-a spus, va trebui să stăm acolo, pentru că orice schimbare a stării lui de sănătate va trebui internare de urgență în spital la Kinderklinik pentru recuperare. Știe că este bolnav, că a avut o bubiță la cap pe care a trebuit să o scoate și cam atât. Ce pot să-i spun unui copil care la 8 ani și 6 luni când s-a descoperit tumoarea a intrat cu șanse zero în operație. A suportat 2 intervenții, una în aprilie și una în mai, într-una a stat 6 ore și într-una a stat 14 ore în sala de operație. Ce vă dă putere să mergeți mai departe?
zâmbetul lui și faptul că îl văd că se luptă să meargă mai departe. Își dorește să trăiască. Categoric, își dorește să se joace cu copiii, să meargă din nou la școală. Dar n-are voie. Nu i s-a permis de către medic să meargă efectiv, pentru că neurologul a spus că trebuie să se obosească și nu ar suporta să stea 4 ore efectiv la școală. Dar am căzit înțelegere în partea învățătoare, din partea conducerii școlii și lucrăm fișele acasă și le transmitem înapoi către școală. Tibi are 10 ani, oameni buni. Copilul acesta merită să trăiască și sperăm din toată inima, în conturile care le o să le vedeți afișate pe ecran, că o să facem tot ce este posibil să se strângă banii de care are nevoie ca el să poată să meargă în Austria la aceste tratamente care sunt foarte costisitoare. Da, este singurul care ne-a mai dat șanse de supraviețuire, efectiv. Deci este șansa lui la viață. Adică este singura lui șansă la viață. Singura, bani pe care dumneavoastră nu aveți plecăm, și nu aveți cum să ajungeți acolo. Nu vom putea decât să așteptăm să vină sfârșitul. Nu știu dacă vă închipuiți cum este să te uiți la copilul tău și să... Nu știi dacă... Dacă mai trăiește sau nu. Dacă va mai fi viața lângă tine. Nu are nimic în lumea asta dacă copilul tău nu e lângă tine. Doamna Lavric, știți? Vorbeam și noi mai devreme și spuneam că problemele noastre în fiecare zi sunt ba n-am semnat la telefon, ba mi s-a terminat bateria, ba n-am ajuns la timp nu știu unde, ba vrei să faci cât mai multe lucruri în aceeași zi. Cea mai mare problemă în viața noastră este boala. Când ești bolnav, nu-ți trebuie nimic. Dispar toate problemele. Cea mai importantă problemă este asta. Din păcate, cazurile astea te impresionează pe mine așa de mult, mă impresionează încât mă gândesc, nu vreau să o descurajez pe doamna, îi doresc multă putere, dar mă gândesc cum aș putea eu să îndur să fiu în locul ei. Dar Dumnezeu are grijă, doamnă, și poate l-am văzut copilul, să știți că arată bine la față. Așa la parcă nici nu bănuiești că okay. E bolnav. În sine i-au ieșit bine, doar RMN-ul care știți, demonstrează această recidivă. Gândiți-vă că Tibi a trecut prin 2 operații unde i s-au dat șanse la supraviețuire 0. Da, la și prima operație când am intrat, mi s-a spus că intrăm în sala de operație cu șanse 0. Și uitați că Tibi trăiește și că merge mai departe. Poate este un semn că va primi ajutor din partea oamenilor, că va ajunge în Austria și că va trece și peste aceste probleme asta de sănătate. Asta ne dorim, adică Dumnezeu i-a adus lângă el tot timpul numai oameni de calitate care l-au ajutat și l-au susținut și moral în primul rând. La un moment dat ai nevoie și de această susținere. Știu că cei de la Make-A-Wish au făcut tot ce este posibil ca să întâlnească pe Tibi cu Smiley. Da, el da. A ascultat piesa acasă și a întrebat cine cântă piesa. A și filmat un clip la un moment dat în care cântă această melodie și el și-a dorit de noi. Cânta dinainte sau faptul că acum în clipul în care s-a îmbolnăvit era, da, era după a doua intervenție medicală și stând foarte mult acasă în pat și-a dorit să filmeze această Eu cred melodie. Că cazul dumneavoastră o să se sensibilizeze foarte multă lume și mai ales părinți care au copii. Să vă gândiți că poate fi și copilul dumneavoastră în situația copilului, doamne. Așa că eu vă îndemn să lucrați cu sufletul și să ajutăm acest caz. Fiecare. Cea mai mare bogăție este viața și sănătatea. Doamna Roxana Niță, vă doresc din toată inima să fiți puternică, cum ați fost și până acum. Mulțumesc din să ne dați vești bune despre Tibi. Și Doamne ajută să ajungeți cât mai repede în Austria, acolo unde... Da, este o urgență, mai ales acum după descoperirea acestor recidive. Mi s-a spus că este... Totul trebuie tratat cu mare urgență. Fiecare zi de întârziere este un minus pentru Tiberiu. Da. Eu sper din toată inima că oamenii care au văzut conturile, povestea, vă ajută și chiar dacă nu se strâng toți cei 300.000 de euro, banii care se strâng să vă ajute măcar să aveți plecarea, să ajungeți da, să acolo, acolo și ușor, ușor, pas cu pas să reușiți să duceți la final, la bun final. Speranța moare ultima, așa că speranța va fi cu siguranță tot ce ne-a mai rămas. Sănătatea să copilului dumneavoastră. O să fie bine și Doamne ajută!